Lucrările la corpul B al Colegiului Național Roman Vodă continuă. S-a terminat de consolidat partea din clădire care dă în curtea interioară, iar în paralel se lucrează la acoperiș. Tehnică. Vă informez că la Colegiul Național Roman Vodă s-a terminat de consolidat partea din clădire care dă spre curtea interioară. Se bat injectorii pe latura paralelă cu liceul cu program sportiv. Se lucrează la etaj la corpul central și se demolează acoperișul de pe el. Ultima parte. De pe partea de sud s-a efectuat deja șarpanta pe latura paralelă cu tineretului, urmează pe latura paralelă cu centrul informativ din curtea liceului. Autoritățile locale speră ca până în toamnă această clădire să devină funcțională, asta mai ales că se așteaptă redarea ei circuitului educațional de mai bine de 15 ani. Problemele care au tot amânat consolidarea imobilului au ținut de lipsa de finanțare.